de 13 consilieri, absentează 3. Absentează 3. Conform dispoziției numărul 236 din legea 2023, se convoacă Consiliul Local din Șoșoc pentru ședință publică ordinară. Avem 14 proiecte de hotărâre, toate proiectele sunt inițiate primarul comunei. S-a discutat fiecare proiect, comisiile au semnat. Începem cu proiectul numărul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 28.09.2023. Cred că ați citit procesul verbal. Cine e pentru? Cine se abține? Cine împotrivă? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Comunei Gimeș Șoșoc, domnul Oltean Peter, să voteze proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de candidați propuși de Comisia Secției ADIP spre a fi mandatați de AGA, Bacău, Consiliul de Administrație, Bacău, avizat Comisia 1. Domnul primar, am discutat, dar dacă mai e cineva, două cuvinte putem să ziceți, dacă da. Procedurile pentru a putea să voteze. Cine e pentru? Cine se abține? Cine e împotrivă? Ați notat, domnul secretar. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Gimeș Șoșoc, UNAGA, Asociată de Dezvoltare Intercomunitară, Bacău, cu privire la punctul de înscris pe ordinea de zi al ședinței AGA, din data de 06.11.2023. Aceeași treabă. Vorba de strategia. Da. Cine e pentru? Cine e, se abține? Cine e împotrivă? Toată lumea. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de înfrățire între Comuna Gimeș Șoșoc, județul Bacău din România și Comuna Cemeni din Republica Ungaria. Aici este vorba, cum și de anul trecut era vorba că am făcut cu cele două comune, Vieta Sălui și Ceamiu. Acum noi am vizitat, o să urmeze pașii următori. Când o să fim invitați toți Consiliul Local, o să mergem, o să invităm și noi, o să vină încoace, adică pentru semnarea contractului de înfrățire. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind efectuarea unei campanii de măsurare și validare cu scopul de a identifica potențialul în termen de carbon al bazinului aflat în proprietatea Comunei Gimeș Șoșoc. Asta am mai discutat. Asta am discutat. Este vorba de carbon X cu niște, cu emisie CO2. Încercăm și noi să intrăm și noi în jocul ăsta. Să vedem. Acum pe noi nu ne costă nimic ca OAT. Încercăm și dacă ne iese și cum au promis firmele respective, o să aibă câștigă. Putem câștiga. Putem. Asta așa. Dar încercăm. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Toată lumea pentru. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități la transportul lemnului de foc achiziționat în depozite repede Oculusului Gimeș Șoșoc, ARA, pentru persoanele cu dizabilități. Anul trecut am dus acasă pentru familiile care au probleme. Să fie transportul gratuit. Adică să fie suportat de... costurile să fie suportate de primărie. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Toată lumea pentru. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezvoltării mobilului teren pășune RUNC. Unul situat în Comuna Gimeș Șoșoc. Aici este vorba de o bucată de bucățică de teren pentru dezmembrare de la RUM, unde vrem să inițiem un proiect privind depozitarea gunoiului de graș și în proiectul respectiv este implicat mai multe chestiuni, adică putem să avem un tractor, un,
un vidajul de care avem noi nevoie și așa mai departe. Este un proiect complex și încercăm să depunem proiectul și avem nevoie pentru dezmembrarea terenului hotărârii. Că nu putem să facem pe 10 hectare sau 100 de hectare, trebuie să dezmembrăm un hectar pe care un hectar avem de numai da. De un hectar. Mai puțin, noi dezmembrăm acolo aproape cât? Nu am chip. Aici sunt situații. Nu mai am. Noi dezmembrăm cu aici. Aici vorbim de 2 hectare, 430. Cei cu verde, cu drum, adică drumul, da, o să avem nevoie undeva la 3.000 de metri pătrați unde o să fie platforma respectivă. Da, și bine să fie da, exact. Dacă avem nevoie să avem. Da. Cine e pentru? Ăsta sunt încă, ca paranteză, sunt proiecte. Adică nu-i sigur că câștigăm, o să încercăm. Depunem. Cine e pentru? Cine e potrivă? Cine se abține? Toată lumea pe proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind declararea unui teren din Comuna Giurgiu-Șoicești de uz și de interes public local. Tot de terenul ăsta e vorba, trebuie să declarăm de utilitate publică, că putem să facem noi acolo ce vrem să facem. Cine e pentru? Cine e potrivă? Cine se abține? Toată lumea pe proiectul 9. Proiect de hotărâre prin modificarea bugetului local și a listei de investiții al Comunei Gimeș-Șoget. Modificarea bugetului. Aici trebuia să modificăm bugetul, având în vedere că trebuie să introducem proiectul ăsta nou pe lista de investiții și trebuie să bugetăm cu 20.000 de lei. Dintr-un buzunar am luat și am băgat în alt buzunar, adică nu am făcut nimic ilegal, trebuie să modificăm niște sume. E vorba de proiectul ăsta. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Toată lumea pe lume. Proiectul 10. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului construcție platformă comunală tip PC4 pentru depozitarea managementului gunoiului de graj din Comuna Gimeș-Șoget. Ăsta care am discutat, că trebuie să scoatem terenul și să aducem acolo un alt proiect, dar aceeași situație. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Toată lumea pentru. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind depunerea și implementarea proiectului modernizarea infrastructurii rutiere. Ăsta se retrage, mi se pare. Da. Fost de pe ordinea de zi. Da. Mergem la proiectul. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat în urma atribuirii contractelor de achiziții publică pentru obiectivul de investiții, realizarea, canalizarea și stații de epurare, extindere rețea de apă în Comuna Gimeș-Șoget. Am ajuns în situația că am dat ordin de începere pentru canalizare și acolo trebuia să actualizăm devizele. Devizele nu au crescut, au scăzut, dar cu o sumă foarte mică, undeva la 20.000 de lei, la o valoare de 23 de milioane de lei, dar trebuie să actualizăm devizele, trebuie hotărâre ca să putem să trimitem mai departe, că au fost actualizate și să începem să lucrăm. Dacă ne ajută Dumnezeu, undeva în 2 săptămâni, așa ne-a promis firma, că ne apucăm de săpat în comuna asta. De sus în jos, de jos în sus, așa este vorba, că așa vrea să începe de la Gimeș și merge până la Buha. Merge până la Buha. Îl rog și cu ocazia asta cetățenii să aibă răbdare, o să stricăm tot ce înseamnă ce a fost frumos, dar la sfârșit o să fie frumos când termină. Nu numai principală, am înțeles, pe Bolovanici, nu? Nu numai principală. Principala până la Buha și ulițele avem către bisericii. Strada Bisericii, avem strada Filaturii până la pod și înapoi, strada Haltei, sus avem pe Buha toate ulițele cum urcăm pe stânga, adică toate ulițele și drumul principal. În ăsta este inclus și extinderea de apă potabilă, că știm foarte bine la școala Buha nu avem apă normală. Și ducem sus până la pod și apa.
Bolovenișul nu intră. Bolovenișul deocamdată, având în vedere că avem investiții pe el, nu intră. Tăușul nu putem să intrăm, că am avut investiții prin AFIR. Noi vrem să facem, da, la anul, să vedem o extindere a rețelei, dar ăsta... De câți kilometri este vorba pentru... Pe total avem 18 kilometri cu apă cu tub. E o investiție foarte mare și foarte greu. Să sperăm că o să iasă... Cine e pentru? Și costis. Cine e împotrivă? Cine se abține? Toată lumea. Domnul președinte, s-a modificat prezența că a intrat domnul Tătar Cristian. Dar îl menționați. Deci în loc de 3 absenți, doar 2 absenți. Tătar Cristian, nu? Da. Mergem la proiectul 12. Proiectul de reprindere încheierea unui contract decomodat între Asociația Maghiarilor Ceangăi din Moldova și Comuna Ghimeș-Făget pentru imobilul de teren și clădire grăbiță din satul Ghimeș. Am discutat despre treaba asta câte cum ori... era promis când am dat terenul către asociație și cum am discutat de mai multe ori că ei au făcut, acum ne predă înapoi clădirea făcută și noi la rândul nostru dăm în folosință către școală ca să aibă fiecare acoperire ca să poate să funcționeze. Acum au făcut recepția, e făcut, e intabulat, avem număr cadastral și așa mai departe, dar trebuie să acceptăm contractul ăsta decomodat. Pe aceeași an, adică termenul contractului este de 25 de ani, cum am votat, și concesiunea, cu debre prelungime, jumătate din treaba asta, adică pe 40 de ani. Pe 40 de ani și după aia o să vedem restul ce o să facă. Care o să vadă. Da. Cine e pe nezăbire, domnul consilier? Cine e împotrivă? Cum ați zis, domnul viceprimar? Trebuie să vedem, nu? Peste 40. Da, păi nu, asta de vrea să vrea să vrea. Deci vrea. Doar un contract de comodat se putea face, nu? Da, da, da. Deci nu altă, nu se putea total... Mergem la... Dacă făcea o donație către noi, dar ei trebuie să-și amortizeze investiția. Am înțeles, nu, de aia nu am vreodat. Mergem la proiect numărul 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea necesarului lemn de foc și lemn subțire pentru consumul proprietarului. Am discutat despre el, știm despre ce e vorba, pentru încălzire... Cămină cultural, sediul primăriei și da. Și slavă Domnului, avem lemn, avem și lemn uscat, putem rezolva. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Toată lumea. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri cheltuieli RPL Ocolul Sigur Timiș-Făget era de anul 2023. Ocol, șeful de Ocol, aici s-a discutat despre ce e vorba. Nu mai trebuie, cred că încă o dată să discutăm. Știți despre ce e vorba. Supun spre vot. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 5, pe care nu există, diverse. Că n-ați scris diverse, de asta nu sunt trece la punctul 15, pe nu există. Domnul Tomco, dacă aveți ceva? Mulțumesc. Domnul primar, vreau să vă întreb, de exemplu, pe Bolovăniș, dacă în zona Poloșului mai sus, dacă mai faceți un dig, probabil acolo, am întrebat cetățenii. La un moment dat au avut două diguri de lemn, deci când de sol ăsta, și ideea e că s-a început aduce jos, fără chiar se poate vedea. Chiar că n-a fost apă și așa s-a început aduce jos. Deci n-a fost apă. Dar unde spuneți ăsta? Deci de la Holoș în sus până la podul, la Andrică, la Ciutau. Deci acolo au fost niște diguri de lemn, care când s-au făcut lucrările au fost scoase. Așa, și la un moment dat acum se vede că efectiv apa se duce jos. Dar se vede și lângă beton. Dumneavoastră vă referiți la dig sau la prag? La prag, nu. Mă refeream la prag pentru apă. La prag? Da. Aici la da. Deci prag... Care le fac? Cum faceți acum? Dacă mai aveți preconizat măcar un da. În zona aia.
Sincer să fiu... Acolo este, este, acolo nu este deloc, că acolo era prevăzut. Acum se face unul aici în jos, unde? La Joe. Unde? La, aproape vis-a-vis cu vedere, pică vedere, puțin mai jos, mai jos, exact la capăt unde s-a terminat digul. Da. Deci acolo... Mai sus de pod. Păi jos aici, mai jos de Holoș, exact la capătul lucrării. Aici unde e magazinul, la Joe. Da. Da. Acolo. Acum se face. Sau acum se face. Da. Acum, băi, da. La lucrare. Și? Și o să facă și sus, mai sus, de tot trebuie. Au învățat oamenii, dar se poate uita și necesar pentru acolo, și foarte atât. Deci, pragurile nu sunt încă finalizate. Dacă acolo e zona și... Trebuie văzut unde e necesar și trebuie să fie necesar acolo, trebuie și în zona aia. Dar sincer să fiu, în proiectul inițial, dacă nu făceam treaba, în proiectul inițial nu era prevăzut niciun prag. Știm asta. Da, niciun prag. Asta era problema. Ați prins foarte bine, dar am spus că și zona aia, mai ales că s-au făcut lucrările astea, e păcat. Mai aveți ceva. Nu, dar dacă nu se face acolo un prag, rămâne în aia lucrarea. Doar că... Ziceați de dic și nu... Am ce spus, dar eu am... Domnul Ferci, domnul Ieșan, aveți ce? Domnul Antaru, domnul Olteanu, domnul... Zice? Nici eu. Vă mulțumesc mult, închid ședința de Consiliu, vă doresc o zi bună. Sănătate!